Salutare băieți și bine v-am găsit aici la un nou episod. Astăzi o să-l folosim pe Madara, după cum vedeți și în titlu, pe cel mai șmecher Shinobi, cel mai pizdos. Să vedem câți reușim să prindem cu Madara. Sincer, cred că pe toți. Dar Madara e cel mai OP, dar nu-l folosim în 10 cozi. Ar fi nedrept un Jinchuriki să vâneze al Jinchuriki. Și desigur, dacă vă place această serie, nu uitați să lăsați acolo un like. Hai să strângem și noi peste 100 de like-uri la acest episod cu Madara, pentru Madara, cine iubește pe Madara, să dea acolo like. Și desigur, să-mi lăsați în comentarii cu cine să facem data viitoare, cu cine să mai vânăm Jinchuriki. Îi prindem pe 7 cozi și 8 cozi, adică cel puțin încercăm, le-am dat handicap maxim și pe super hard, bineînțeles, adică îi scade viața foarte greu, ca să fie greu, că doar așa îmi poate ține piept. Uite ce îmi place chestia asta. Acoperă toată imaginea, numai de foc. Oh, cât țipă fua aia, mă enervează, mă disperă. Da, și după cum spuneam, tocmai ce m-am trezit și mi-a venit ideea să filmez cu Madara. Până la urmă și el a făcut parte din planul celor de la Akatsuki, adică Obito asta avea în plan, să-l readucă pe el la viață. LOL, unde dracu a dispărut focul ăla? Și de ce să nu se implice și el să vâneze Jinchuriki dacă tot îi trebuie? Până la urmă chiar a făcut asta și în anime, nu știu dacă știți, dar el i-a prins pe toți 9 deodată cu acele lanțuri. I-a extras pe toți 9 deodată, singurul care cred că ar avea putere să facă chestia asta. Hai să vedem o ultimată cu Madara și cu Obito în echipă. Ai na ce vrea el să-mi facă. Eu întoarcem cu aceeași monedă. Ia, este ceva special cu Madara și Obito în aceeași echipă? Da. What? Obito s-a teleportat și a reapărut pentru că Madara n-avea de ce să se teleporteze, că el oricum era reanimat. A fost refăcut, readus la viață. Cât iubesc Susanoo ăsta lui Madara, că dă așa de la depărtare. Dar trebuia să-mi pun arma aia în mână, e mult mai bun cu arma aia în mână, care respinge atacurile. Nu cred că are rost să-mi bag Susanoo acum, pentru că mai sunt câteva secunde și meciul e câștigat. Nu mai are nici înlocuiri. Da. Încă puțin și apare Shinobi Striker, dacă nu i-ați dat pre-order. Vă recomand să-i dați pre-order pe Steam, că vreau să ne facem clan. O să-mi fac clan cu toți abonații. O să găsim noi un nume original și o să ne facem clan. O să fie super tare. Cred că va fi cea mai tare serie de pe canalul meu, când va apărea. Dar o să mai fac și Store 4 în paralel. Nu știu dacă sistemul de combat o să fie la fel, adică mă gândesc că o să fie un sistem de combat cum e gen jocul LOL. Uitați, mi-am activat Rinnegan-ul. Ăsta e un sistem de combat gen Mortal Kombat, așa. Dar pe ăla am văzut altfel de sistem de combat. Ceva gen LOL, Dota, chestii de genul. What? Am făcut și Inda Tensei. Și nu știu sigur cât o să-mi placă sistemul de combat, dar na. Rămâne de văzut. Și din ce am înțeles, poți să spui Keki Genkai-uri, cum ar fi Sharingan-ul sau chestii de-astea. Nu știu dacă poți să fii Jinchuriki, în schimb. Ar fi tare să poți fi și Jinchuriki. Asta nu știu să vă spun, sincer. Oada cât de greu îi scade viața. Oricum, Madara se descurcă. Nu e fraier Madara. Trebuie să mă duc aproape să prind în ultimată. Acum o prind, da, eram sigur. Chiar pe amândoi cred că i-am prins. Și ce mi-ar plăcea mie la noul joc este să nu poți să obții așa ușor puterile. Vă dați seama că 3 sferturi de joc își va pune Sharingan-ul, nu? Dacă te va lăsa să-l pui gratis. Zic, nu neapărat să dai bani pe el, dar să muncești pentru el, asta ar fi frumos. 7 cozi și 8 cozi sunt prinși. Haideți să luăm pe Madara, dar de data asta vreau să-l iau în altă formă. Vreau să-l iau așa, cu această armă în mână. Haideți să încercăm să-l prindem pe Gaara ăla din Boruto. Acel duo infect care ne-a bătut de fiecare dată. Gaara asta din Boruto, o coadă, și cu Yugito. Ăsta ne-a omorât data trecută, ne-a bătut de 2 ori. Deci se pare că jucăm și în deplasare, jucăm și la el acasă aici în satul nisipului. What, cât de forță e tehnica asta. A, dar văd că funcționează numai dacă vine el spre mine, nu și la tehnici. Împotriva tehnicilor nu funcționează. Eu dau rău de tot, chiar dacă s-a pișat pe mine efectiv data trecută. Adică s-au pișat pe mine. La ce mai m-am gândit? Voiam să fac un fel de Madara vs. Shinobi Alliance, dar nu pot să pun mai mult de 3 oameni. Mi-ar fi plăcut să mă bat cu Madara cu mulți, cu foarte mulți, cu 100 de oameni. Ar fi fost genial. Poate doar așa să iau pe rând, să bat acum 3, după mai bat încă 3 și tot așa până îi bat pe toți cu Madara. Ceva gen să ne batem cu tot vestiarul. Văd că încă se ține bine și totuși eu i-am dat o grămadă de lovituri. S-a ferit.
ăsta, deci trebuie să recunoaștem că, uitați, Gara îmi ține piept. Nu-mi vine să cred. Trebuie să recunoaștem că Gara cred că e cel mai puternic din Churiki. Sau poate Madara. Din jocul ăsta rupe Gara tot. Mi-a luat el prima viață. Păi futu-ți paștele, mătii, Gara. Dai ca descreieratul. Doamne ajută, dă-i, ia-i și tu o viață. Hai, coaie! Scapă-mă, Obito, că nu mai are viață. Nu pot să cred așa ceva. Nu, deci nu pot să cred așa ceva. Bă, nu pot să cred așa ceva, coaie, nu-l afectează nimic. Bă, nu pot... Coaie, uitați câtă viață mai am. Nu e corect. Te rog eu, lasă-mă. Nu știu ce aș mai putea face să câștig. Și mai spuneți că nu este OP acest duo. Probabil am pierdut. O să încerc să nu. Dar vă dați seama câte ultimate trebuie să dau, având în vedere că e pe super hard. Ce dracu, să spamez ultimatele? Ce aș putea face? Doamne ajută. Cum ar fi să câștig așa? Deci, cred că ar fi cea mai epică victorie. Închid videoclipul dacă distrug așa. Închid videoclipul, mă duc să dau party. Dar e greu. Gata, GG. Băga mie și pula în tine, Gara. Atunci gata, s-a terminat șmecheria. Îl punem frumos pe 10 cozi. Futu-s capul tău, Gara. Și cu Yugito. Un câștigător de Shinobi War și un finalist de Shinobi War. Gara și Yugito. Haide, mă. De data asta nu mai... Nu mai ai ce să-mi faci. Bă, ce-ați mâncat, mă, ceva? Ce le-au dat la ăștia mamele să mănânce, mă, când erau mici? Zici că mă joc pe nivel expert când joc cu ăștia doi. Ia-o pe asta, du-te în gâtul mătii. Too big for rain? Asta mai zic și o ploaie. E cu piatră, ploaie cu piatră la noi! Este o ploaie cu piatră și la supraterie intră apa pe sub geam. Ploaie cu piatră, nu se mai vede nimic. Futu-s morții, mătii, că nu te mai suport. What? Naruhodo? Doamne, uitați ce gândește botul, mă. Ce gândește botul să facă. Nu ia nimic din viață. Tu-s morții, mătii de bot. Stați că am o strategie. Unde dracu a dispărut tehnica mea? Căcaturile astea îmi scad așa de mult? No! Vino! Come on! Bun. Știam că o scot. Am văzut că vine nervoasă rău de tot. Pă, parcă mai bun e Obito decât Madara în jocul ăsta. Mai sunt 7 secunde. Și nu știu ce aș mai putea face. Că nu mai am înlocuiri. Nu-i bai. Trebuie să-i dau acum câteva bucăți. Da, lasă-mă, futu-ți rasa, mătii. Bă, ce ai, mă? S-a dat măta strâmb pe tine, Gara. Tu ești așa OP în jocul ăsta. Jutsu meu dispare, normal. Aha. Cât îmi scade mie, cât îi scade lui. Tu-s morții, mătii. O să încerc să stau ascuns după chestia asta. Am înțeles, dispare, n-are nicio treabă. Mamă, ce-mi face? Și vedeți, dacă o dau cu el, pe taijutsu, are nisipul ăla și... Nu pot să-l scap prea mult, de prea multe înlocuiri. Fuge că nu mai are înlocuire omul. Și are făcut înlocuiri. Acum. Acum e momentul meu. Cred că mai concentrat decât sunt acum n-am fost niciodată. Nu zice că mi-a o viață întreagă cu ultimata. Putu-s morții, mătii. Gara și Yugito. Nu trebuie să-i las să-mi prindă ultimata, că au câștigat. Deci, acum chiar sunt nervos.
Vă dați seama dacă ar fi fost gara așa puternic și în anime? Băga aia și sârme în cur. Gigel Frone ăsta. Smorții mătii Yugi-to. Hai fă vino încoace. Să te veolez. Am crezut că l-am prins pe gara, lol. Aia de unde Sloboza a mai venit? Chestia aia. Lasă-mă, te rog eu să mă activez. În sfârșit, în sfârșit. Dă-i, dă-i în el. Sparge-l. Tot el dă, mă. Dă-i cu toate puterile posibile și imposibile. Uitați ce am făcut aici. Mamă, ce ești, nu mai înțelegi nimic. Eu am câștigat, nu? Da. Și tot n-am reușit să-l omor. Nu, deci nu e bine să dau pe taijutsu cu ei. Trebuie să joc mai tactic, că din ce ați văzut sunt rapid rău de tot. Ideea e că eu dau pe taijutsu când mă enervez. Acum să încerc să o sec cât mai mult posibil. Haide, atac-o. Asta e echipa 10 cozi. De echipa 10 cozi ai nevoie să-i bați pe ăștia. Dacă-i bat, să nu-mi prindă vreo ultimată de-aia. O, ar fi bine să o arunc acolo acum. Mai lasă-mă, te rog, să-i prind o ultimată și sunt mulțumit. N-a fost să fie. Gara, a futut freza aia ta de vacă lin, să te-a trimis măta să te lingă vaca, să te dea la școală. Nu mai dau pe taijutsu cu ei, că mi-a distrus deja toate înlocuirile. Da, hai că am înțeles. M-au egalat deja la viață. Cât m-am chinuit. Și uitați ce diferență e asta de viață. N-ai mă ce să le faci, ești nebun. Nu știu ce să le mai fac la proștii ăștia să-i bat. Trebuie să mă feresc grav la ultimate. Hai, te rog eu. Hai mă că se poate. Dacă nici acum nu-l mai bat, dă un Sloboz de treabă. Cum? Îmi spune și mie cineva cum? Bă, deci mă las de jocul ăsta, să-mi bat pula dacă are vreun sens. De ce Sloboz mi-a luat toată viața? Că nu mi-a dat cu ultimata. Cam atât și cu episodul ăsta, încercați și voi să jucați împotriva... Doamne, cât de opes e gara ăla din Boruto. Și dați aici pe Super Hard și pe Handicap Maxim și să mor eu dacă îi bateți. Aveți, nu știu, vă dau eu un ninja acasă, vă dau ce vreți voi. Arătați-mi că îi bateți pe ăștia, că m-am chinuit. Mă chinui de două episoade și tot n-am reușit să-i bat. Dar îi bat data viitoare, promit, data viitoare. Îi nenorocesc cu un membru Akatsuki. Cred că am pe cineva în minte. Deci cam atunci cu episodul ăsta sunt plin de nervi. Deci am transpirat de nervi. Nu m-am enervat niciodată într-un episod cum m-am enervat acum pe proștia 2. Că chiar m-am chinuit să-i bat și tot n-am putut să-i bat. Deci cam atunci cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un punct de like. Să recomandați pe cine vreți să mai vedeți. Să-i trați pe serverul de Discord în descriere. Și noi ne auzim data viitoare. La revedere!